este uzurparea puterii de stat. În legătură cu aceasta, cerem demisia în corpore a tuturor membrilor Curții Constituționale. Noi înțelegem că procedura nu este simplă. Avem juriști pregătiți, știm care este procedura. De ce am pregătit un proiect de lege? Pentru ca demisia membrilor Curții Constituționale să aibă loc la inițiativa cel puțin a 20 de deputați în Parlament, iar demisia să fie luată decizia cu majoritatea deputaților aleși în Parlament. Хорошо устроились. Танасы, шалцы колы. Я к вам рефер ла факту, что читатели Румынии. Да, очень хорошо устроились. Нимену пацей тинга, и с майсус кого шкари. Ка депутат, ка президент, ка премьер-министр, да лампочки. О, врут у ладичи зяша, врут у ладичи зяша, шамать пати. Ну, есть адмиссибил отчестия акционе Республика Молдова. Что я врал с преинтемпи пи мембри Курции Конституционали, инклюзив пи Санду, Танасы. Eu vă promit din partea Partidului Socialiștilor că mai devreme sau mai târziu veți răspunde penal în fața legii pentru uzurparea puterii în stat.